Bine v-am regăsit, dragii noștri! Epistola Sfântului Apostol Iuda a fost considerată de mulți ca fiind controversată, mai ales că face trimitere la două cărți apocrife. Totuși, textul este unul condensat, cu îndemnuri tari ce cad peste cugete cu putere profetică. Despre această epistolă vom vorbi și noi astăzi, încercând să vedem ce învățături importante putem extrage de aici. Alături de noi se află părintele Adrian Murg, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa la emisiunea dumneavoastră. Și noi vă mulțumim! Vorbim astăzi despre Epistola Sfântului Apostol Iuda și foarte mulți, când aud numele acestei epistole, se gândesc la apostolul care l-a trădat pe Hristos pentru 30 de arginți. De aceea cred că ar fi bine să facem o scurtă introducere despre care Iuda este vorba și care sunt scopurile scrierii acestei epistole și de ce nu și împrejurările. Este adevărat faptul că în memoria colectivă numele de Iuda este asociat în general cu apostolul trădător. Trebuie să știm însă că în timpurile biblice și în epoca apostolică, în particular, numele de Iuda era larg răspândit. Avem personalități importante în Vechiul Testament care poartă acest nume, dacă ne gândim la patriarhul Iuda, fiul lui Iacob, unul dintre cei 12 patriarhi. După aceea, în perioada intertestamentală, avem un erou național iudeu cu numele de Iuda Macabeul, iar în epoca Bisericii Primare, în Noul Testament, găsim mai multe persoane care poartă acest nume și care nu sunt neapărat din cercul apostolic. Ne gândim, desigur, la Iuda Galileanul, ne gândim la Iuda din Damasc, gazda Sfântului Apostol Pavel, de după convertire, sau ne gândim la Iuda zis Barsaba, un delegat al Bisericii din Ierusalim care a fost trimis împreună cu Sfinții Apostoli Pavel și Barnaba la Antiohia. Avem și în cercul apostolic două persoane cu numele de Iuda, și anume Iuda Tadeu sau Lebeu, fiul lui Iacov, și Iuda Iscarioteanul, despre care se cunosc mai multe lucruri. Și în fine avem de asemenea unul dintre așa zis și frați ai Domnului care poartă numele de Iuda. În privința autorului acestei epistole, sigur că Iuda Iscarioteanul nu intră în calcule și avem de ales între Sfântul Apostol Iuda Tadeu și Sfântul Iuda, fratele Domnului. Unii exegeți au încercat să identifice cele două personaje, însă vedem că Sfintele Evanghelii operează o distinție destul de clară între frații Domnului, pe de o parte, și cei 12 apostoli, pe de altă parte. Vedem că în timpul activității pământești a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, frații Domnului n-au avut credință în El. Abia după învierea sa, ei au intrat în cercul ucenicilor Mântuitorului Iisus Hristos. Și pe de altă parte, dacă autorul ar fi făcut parte din soborul apostolic, sigur că ar fi menționat acest lucru, așa cum fac și Sfinții Apostoli Petru și Pavel în scrierile lor. Deci, opțiunea noastră înclină spre Sfântul Iuda, fratele Domnului, frate în sensul de rudă, fie din partea Sfântului și Dreptului Iosif, fie din partea Preasfintei Fecioare Maria. El se prezintă în adresarea epistolei ca fiind rob al lui Iisus Hristos și frate al lui Iacov. Deci dă un reper cititorilor săi, numindu-se pe sine frate al lui Iacov. Sigur că Iacob este un nume foarte bine cunoscut în timpul Bisericii Primare, fiind primul episcop al Ierusalimului și având o autoritate foarte mare asupra creștinilor din Palestina. Și el, la rândul său, autor al unei epistole. Autor al unei epistole care are anumite puncte de asemănare cu epistola Sfântului Iacov. Faptul că Sfântul Iuda se prezinte pe sine ca frate al lui Iacob ne face să credem că se adresează celorlalți cititori cărora se adresează și Sfântul Iacov, adică creștinii din Palestina și din împrejurimi, cărora le scrie cu gândul de a nu-i lăsa părăsiți sau orfan duhovnicește după moartea fratelui său Iacov, care, așa după cum se știe, a avut loc în anul 62, în timpul vacanței scaunului procuratorial din Iudeea, când Sfântul Iacov a fost lapidat. Faptul acesta ne ajută într-un fel să încadrăm și în timp scrierea acestei epistole, care, desigur, are ca
limită de jos, anul 62, anul morții fratelui său Iacov, iar limita superioară este dată de moartea Sfântului Apostol Petru, care citează extensiv din această epistolă în a doua sa epistolă sobornicească, iar despre Sfântul Petru știm că a fost martirizat în anul 67. Deci putem să încadrăm în timp această epistolă între anii 64-66, ca perioadă sau ca dată a scrierii. În ceea ce privește împrejurările în care a fost scrisă această epistolă, ele sunt date, așa după cum vedem, în conținutul epistolei de pătrunderea în comunitățile creștine a unor învățători mincinoși, care, abuzând de libertatea creștină, trăiesc în desfrânare și mai mult tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos, așa cum citim în versetul 4. Iar scopul este legat de motive, așa după cum se știe, și este aceea de a-i preveni pe creștinii din comunitățile vizate împotriva acestor dascăli nocivi care s-au infiltrat în aceste comunități și care au activitate de dezbinare în sânul creștinilor din Palestina. Care nu fac cinste bisericii prin simpla lor prezență printre creștini. Am vorbit despre două trimiteri la cărți apocrife, la cărți necanonice și am să mă refer la prima dintre aceste trimiteri pe care o găsim în capitolul 1, de fapt singurul capitol al epistolei, la versetul 9. Ne spune apostolul Iuda, dar Mihail arhanghelul, când se împotrivea diavolului certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis, să te certe pe tine Domnul. De unde ia Iuda această informație despre lupta dintre arhanghelul Mihail și Satana și ce s-a petrecut de fapt cu trupul lui Moise? Aș vrea să remarcăm în primul rând că evocarea acestei scene a disputei dintre arhanghelul Mihail și diavol pentru trupul lui Moise în cadrul acestei epistole este doar un accesoriu argumentativ. Nu este tema despre care dorește să vorbească Sfântul Iuda. El, prin menționarea acestei scene, dorește să se împotrivească vorbirii îndrăznețe a acestor dascăl mincinoși care hulesc măririle, înțelegând prin aceste măriri fie măriri cerești, fie pământești, fie bisericești, toate sunt posibile, și care arată că Sfântul Arhanghel Mihail, în această dispută cu diavolul, n-a uzurpat prerogativele lui Dumnezeu de judecător, ci a spus doar să te certe pe tine Domnul. În ceea ce privește sursa din care preia Sfântul Iuda, ea este destul de incertă. Scriitori bisericești vechi, precum Clement Alexandrinul, Origen sau Didimcel Orb, vorbesc despre o apocalipsă iudaică cu numele de înălțare a lui Moise, care s-a păstrat până în zilele noastre într-o traducere fragmentară în limba latină și din care lipsește acest episod sau această scenă a disputei dintre arhanghelul Mihail și diavol pentru trupul lui Moise. Deci, până la urmă, faptul că Sfântul Iuda citează dintr-o scriere necanonică, apocrifă, este o ipoteză care până astăzi n-a fost verificată. În ceea ce privește disputa în sine, ea a primit diferite interpretări de-a lungul timpului. Mulți dintre cercetătorii moderni consideră că diavolul voia să facă din mormântul și din trupul lui Moise un loc, respectiv un obiect de închinare idolatră pentru israeliți. Se știe că Moise a murit înainte de a intra în țara Canaanului, într-o vale, în ținutul Moabului, în fața ținutului Bet Peor, și că nimeni n-a știut unde este mormântul lui. Fiindcă oricum iudeii erau înclinați spre idolatrie datorită trecutului lor din țara Egiptului. Faptul că nimeni n-a știut unde este mormântul lui Moise i-a condus pe unii să considere faptul că înmormântarea lui Moise a fost făcută de îngeri. Și în tradiția iudaică, arhanghelul Mihail este considerat ca cel care a săpat mormântul lui Moise și care a fost păzitorul mormântului său. Pe de altă parte, însă, observăm că mormintele altor personalități din istoria biblică a poporului Israel, de aceea așa învergură ca Moise, cum ar fi Avraam și David, nu au fost ascunse și nici nu au fost considerate ca ispite spre idolatrie pentru poporul Israel. Deci această interpretare conform căreia ar fi existat dorința diavolului de a face din trupul lui Moise un obiect al închinării idolatre este puțin credibilă, să spunem așa. Există și alte interpretări conform cărora subiectul disputei ar fi fost de fapt înălțarea lui Moise la cer și lucrul acesta s-ar
potrivi mai bine și cu numele acelei apocalipse din care se presupune că este preluată scena. Adică diavolul s-ar fi împotrivit înălțării lui Moise la cer cu trupul, acuzându-l de față cu Arhanghelul Mihail pe Moise de păcatele pe care le consemnează și Sfânta Scriptură în Cartea Numerilor. Și aici am găsit anumite asemănări cu capitolul 3 din Cartea lui Zaharia, din care unii exegeți consideră că se inspiră și această relatare. Și unii sfinți părinți consideră valabil această interpretare, având în vedere că la schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos, Moise apare cu Ilie, care și el a fost înălțat la cer și care ar fi un indiciu asupra faptului că Moise ar fi urmat aceeași traiectorie, să zicem, ca și Ilie. Să fi fost și el înviat? Da. Deci unii spun că este așa și unii sfinți părinți consideră că este o interpretare valabilă. Și ar mai fi și o altă interpretare, conform căreia trupul lui Moise ar trebui să fie interpretat în termeni colectiv, corporați, așa cum se zice, conform cărora ar fi vorba despre poporul lui Israel în întregime. Așa cum biserica este trupul lui Hristos, Israel ar fi fost trupul lui Moise. Iar diavolul s-ar fi împotrivit în acea scenă scoaterii poporului Israel din robia egipteană și aducerea sa în pământul libertății, în Canaan. Dar așa cum am zis, nu aceasta este tema asupra căreia vrea să insiste Sfântul Iuda și el de fapt dorește să combată acea vorbire îndrăzneață a pseudodidascalilor care au intrat în comunitățile creștine. Aș vrea să ne referim și la cealaltă trimitere, la o carte apocrifă pe care o găsim în versetele 14 și 15. Ne spune apostolul: dar și Enoch, al șaptelea de la Adam, a prorocit despre aceștia zicând: iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinții lui, ca să facă judecată împotriva tuturor și să mustre pe toți nelegiuiții de toate faptele nelegiuirilor în care au făcut fără de lege și de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoși, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva lui. De unde ia apostolul Iuda această prorocie și la ce se referă ea mai exact? Întâlnim aceste cuvinte într-o formă aproximativ la fel, nu identic, într-o altă apocalipsă iudaică care se numește Cartea întâi a lui Enoch sau Apocalipsa lui Enoch, la capitolul 1, versetul 9. Apocalipsa lui Enoch este considerată ca un fel de bibliotecă care cuprinde mai multe scrieri, prima dintre ele sau prima secțiune purtând numele de Cartea Străjerilor. Chiar la începutul acestei cărți sau prime secțiuni a cărții lui Enoch, se vorbește despre o judecată universală și despre cataclismele care preced această judecată. Domnul este înfățișat ca venind cu zeci de mii de sfinți ai săi, prin care e probabil să înțelegem îngerii, și îi mustră pe cei păcătoși atât pentru faptele lor, cât și pentru cuvintele de hulă pe care le-au îndreptat împotriva lui Dumnezeu. E interesant faptul că Sfântul Iuda nu menționează Cartea întâi a lui Enoch, care este o carte apocrifă sau pseudonimă, de fapt, ca și toată literatura apocaliptică. El atribuie această profeție direct lui Enoch, profetul antidiluvian. Și explicația ar fi că acea profeție veche s-ar fi transmis pe cale orală, Enoch fiind străbunicul lui Noe, care ar fi putut să moștenească aceste cuvinte ale strămoșului său și să le dea mai departe. Și la un moment dat în timp ar fi fost incluse aceste cuvinte în această carte atribuită lui Enoch. Trebuie să subliniem de asemenea faptul că prezența acestui citat pe care îl regăsim și în cartea lui Enoch nu constituie sau nu conferă celorlalte lucruri care se spun în această carte apocaliptică un statut veridic și nici de cum nu conferă acestei cărți un statut canonic. Noi mai întâlnim astfel de citate în Noul Testament la Sfântul Apostol Pavel, care citează din poeți păgâni, fără ca prin aceasta să confere o autoritate doctrinară pentru biserică acestor poeți păgâni. Trebuie să înțelegem că este vorba despre niște citări conjuncturale prin care autorii aceștia doresc să sprijine anumite afirmații ale lor prin texte care erau bine cunoscute cititorilor lor.
V-ați referit puțin mai devreme la acei eretici care au și pricinuit scrierea acestei epistole, eretici nelegiuiți, cum spune apostolul. Legat de ei aș dori să citesc încă un text pe care îl găsim la versetele de la 16 până la 19. Aceștia sunt cârtitori, nemulțumiți cu starea lor, umblând după poftele lor și gura lor grăiește lucruri trufașe, deși pentru folos dau unor fețe mare cinste. Voi însă, iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele zise mai dinainte de către apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, că ei vă spuneau, în vremea de pe urmă vor fi batjocoritori, umblând potrivit cu poftele lor nelegiuite. Aceștia sunt cei ce fac dezbinări, oameni firești care nu au Duhul. Aș vrea să ne oprim asupra acestei ultime expresii, oameni firești care nu au Duhul. De obicei, când ne gândim la ceva firesc, ne gândim la ceva potrivit firii sădite de Dumnezeu. Deci o conotație pozitivă. Totuși aici, firesc are o conotație negativă. Ce înseamnă oameni firești care nu au Duhul? Este adevărat că acest cuvânt de firesc, care traduce cuvântul grecesc psihicos, are aici un înțeles negativ. Și toate ocurențele acestui cuvânt grecesc psihicos în Noul Testament au valențe negative. Un pasaj semnificativ în care apare acest termen îl găsim în prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în care el spune că omul firesc, adică psihicos, nu primește pe cealele Duhului, pentru că pentru el sunt nebunie, nu poate să le înțeleagă, pentru că ele se judecă duhovnicește. Deci, Sfântul Apostol Pavel ne arată această opoziție care există între omul psihicos, adică firesc sau trupesc, și Duhul lui Dumnezeu. Și mai există un punct de apropiere între cele două texte, pentru că în aceea secțiune Sfântul Apostol Pavel arată că dezbinarea, despre care se vorbește și în epistola Sfântului Iuda, este un rezultat al umblării omului după trup, adică după gândirea lumească sau trupească. Sfântul Apostol Pavel are mai multe locuri în epistolele sale unde vorbește despre această opoziție între omul firesc și omul duhovnicesc sau Duhul lui Dumnezeu. El distinge, de exemplu, între a trăi în Duh și a umbla în Duh, în epistola către Galateni. Dacă trăim în Duhul, zice, în Duhul să și umblăm. Am putea înțelege că a trăi în Duhul se referă la Sfântul Botez, prin care fiecare om se împărtășește de viața cea nouă în Duhul. Dar la trăirea în Duhul trebuie adăugată umblarea în Duhul, care presupune lepădarea de sine, luarea crucii, împlinirea poruncilor, căutarea împărăției și a dreptății lui Dumnezeu, despre care vorbește și Mântuitorul Iisus Hristos. În lipsa acestui mod de a trăi creștinesc, nu putem să spunem decât că suntem și noi creștini trupești sau lumești, care, într-un fel, suntem lipsiți de Duhul. Duhul rămâne în noi o putere latentă, nelucrătoare, care nu este scoasă la lumină și la viață din cauza gândirii nepotrivite pe care noi am putea să o avem. Avem premisele vieții de creștin, însă nu ne comportăm ca atare. Așa este. Sfântul Botez nu este de niciun folos, spun părinții filocalici, celui care nu respectă poruncile. Găsim în epistola lui Iuda și o serie de îndemnuri. Am să dau citire versetelor de la 20 până la 25. Dar voi, iubiților, zidiți-vă pe voi înșivă într-o a voastră prea sfântă credință, rugându-vă în Duhul Sfânt. Păziți-vă într-o dragostea lui Dumnezeu și așteptați mila Domnului nostru Iisus Hristos spre viața veșnică. Și pe unii șovăitori mustrații, pe alții smulgându-i din foc, mântuiți-i, de alții însă fie-vă milă, cu frică, urând și cămașa spurcată de pe trupul lor. Iar celui ce poate să vă păzească pe voi de orice cădere și să vă pună înaintea slavei lui neprihăniți, cu bucurie mare, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slavă, preamărire, putere și stăpânire, mai înainte de tot veacul și acum și întru toți vecii. Amin. Cum am putea transpune aceste îndemnuri în zilele noastre și la ce se referă ele mai exact? Aș vrea întâi de toate să remarcăm frumusețea acestui final al epistolei pe care l-a citit, care constă într-o pareneză cu dimensiune treimică,
adică este menționat Duhul Sfânt, este Tatăl și Fiul. Avem după aceea una dintre cele mai grandioase doxologii care se pot întâlni în Noul Testament și între ele aceste învățături referitoare la comportamentul față de cei care greșesc. Aceste îndemnuri la viață creștină vin după avertismentele foarte virulente pe care Sfântul Iuda le dă împotriva dascălilor mincinoși. Deci el are aici patru lucruri pe care le propune, să zicem, cititorilor săi, referitoare la rugăciunea în duh, la păzirea în dragostea Tatălui, la așteptarea milei lui Dumnezeu și, înainte de acestea, zidirea în credința voastră prea sfântă. Deci e expresie frumoasă și unică în Noul Testament. Zidirea în credința prea sfântă și dată sfinților odată pentru totdeauna, așa după cum menționează la începutul epistolei, ar putea fi înțeleasă ca o aprofundare a învățăturii apostolice, care este consemnată în Sfânta Scriptură, care este tâlcuită după aceea de Sfânta Biserică, în cărțile de cult, în cărțile de învățătură dogmatică și în toate celelalte documente sacre ale Bisericii. Și care, desigur, că trebuie însoțită cu împărtășirea cu Sfintele Taine ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care zidesc, care edifică credinciosul. Rugăciunea în Duhul, am putea să o vedem ca rugăciunea adusă în fața lui Dumnezeu cu o inimă smerită, o conștiință curată și într-o stare de împăcare cu toată lumea. Rămânerea în dragostea Tatălui ar putea fi înțeleasă ca un îndemn la împlinirea poruncilor. Mântuitorul însuși îi îndeamnă pe ucenicii săi să împlinească poruncile sale, după cum zice și eu am împlinit poruncile Tatălui și am rămas în dragostea Lui. Și după aceea, așteptarea milei lui Hristos ar putea fi o referire la starea de priveghere, la starea de pază a gândurilor, la înfrânarea minții și a trupului, pe care creștinul este dator să o aibă tot timpul. Vedem că aceste îndemnuri sunt complementare și într-o oarecare măsură chiar sinonime și ele alcătuiesc un fel de tablou destul de întreg, am putea spune, al vieții creștine. În ceea ce privește comportamentul față de cei care greșesc, vedem că aceștia sunt prezentați în trei categorii, cumva, sau trei grade ale greșelniciei lor. Pe de o parte sunt cei șovăitori. Înțelegem șovăitori sau îndoielnici în credință sau nelămuriți asupra învățăturii de credință, care trebuie să fie mustrați în sensul de sfătuiți sau instruiți. După aceea este vorba despre smulgerea unor credincioși sau unor oameni din foc și mântuirea lor, adică o categorie a celor care greșesc, față de care trebuie luate niște măsuri mai energice. Și ne gândim aici, desigur, la post, la rugăciunea pentru dânsii sau la un demn mai insistent la îndreptarea vieții. Și în al treilea rând îi avem pe acei cu cămașa spurcată pe trup, înțelegând prin aceasta viața lor trăită în desfriu trupesc, pe care trebuie să-i miluim sau să avem milă de ei, așa cum spune Sfântul Iuda, însă cu frică, cu prudența. Să nu ne contaminăm și noi de păcatul acelora. Sfântul Apostol Pavel ne dă niște îndemnuri înțelepte referitoare la îndreptarea celor care greșesc, de exemplu, tot în Epistola către Galateni, din care am mai citat și mai înainte, în care zice că dacă vreunul dintre voi greșește, voi cei duhovnicești să-l îndreptați pe unul ca acesta cu Duhul blândeților, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu într-o ispită. Adică îndreptarea este lăsată pe seama celor duhovnicești. Ei sunt cei mai îndreptățiți și au posibilitatea reală de a fi ajutor celor care greșesc. Și întotdeauna trebuie avut această atenție, această grijă, ca nu cumva cel care încearcă să-l îndreaptă pe cel care a greșit să nu se molipsească cumva de la păcatul lui. Să cadă în același păcat. Sfântul Apostol Pavel sublinează natura aceasta contagioasă a păcatului în prima epistolă către Corinteni, în care le zice cititorilor săi să nu se amestece cu cei desfrânați, să scoateți pe cel rău din mijlocul vostru, că puțin a luat, zice, dospește toată frământătura.
Deci e nevoie de îndreptare, e nevoie de povățuire, de izolare a păcatului, pentru ca nu cumva să mă lipsească întreaga comunitate. Dar în același timp, îndreptarea trebuie făcută de oamenii duhovnicești, care au statornicia, care au posibilitatea, clar viziunea, de a fi de ajutor celor care sunt în greșeli. Legat de cei care greșesc, apostolul Iuda vorbește și despre pedeapsa lui Dumnezeu. Pedeapsă, un cuvânt greu pentru omul zilelor noastre, care mai degrabă ar accepta că Dumnezeu îngăduie anumite necazuri, să zicem, anumite situații mai grele cu scop pedagogic. Însă, în cazul de aici, se vorbește despre pedepsirea celor nelegiuiți la sfârșit, când nu va mai fi loc de niciun fel de îndreptare. Și este asemănată pedepsirea lor cu pedeapsa dată egiptenilor, pedepsirea îngerilor răi și pedepsirea cetățenilor Sodomei și Gomorei. Cum putem împăca imaginea unui Dumnezeu bun, unui Dumnezeu iubitor, cu imaginea lui Dumnezeu care pedepsește? Este adevărat că, în general, noi vorbim despre Dumnezeul iubitor. Vorbim despre iertarea pe care o oferă tuturor făpturilor și despre o împărăție a fericirii veșnice, în care toată creația este unită cu Dumnezeu sub același cap, care este Iisus Hristos. Dar în același timp, Sfânta Scriptură vorbește și despre alte realități, cum ar fi mânia, pedeapsa, judecata lui Dumnezeu, pe care unii le văd incompatibile cu Dumnezeul iubitor. Și lucrul acesta s-a întâmplat chiar de la începuturile credinței creștine, când au fost anumite personaje, să spunem, care au afirmat existența a doi Dumnezei diferiți. Un Dumnezeu al pedepsei, al mâniei, al răzbunării asociat Vechiului Testament și Dumnezeul iubirii și al iertării revelat în Noul Testament. Deci ar fi fost văzută o incompatibilitate radicală între iubirea lui Dumnezeu și mânia sau judecata sa. Dar dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, vedem că și în Noul Testament și în Vechiul Testament se vorbește atât despre iubirea lui Dumnezeu, cât și despre mânia sau judecata lui Dumnezeu. Și în Noul Testament avem câteva pasaje, inclusiv acesta din Epistola Sfântului Iuda, în care mânia lui Dumnezeu este destul de clar și judecata sa este destul de clar reliefată. Și atunci am putea spune că, de fapt, toate aceste lucruri care ne dumeresc, să zicem, sau chiar ne tulbură, nu sunt altceva decât reacția lui Dumnezeu față de păcatul făpturilor sale. Este incompatibilitatea sfințeniei lui Dumnezeu cu păcatul făpturilor sale. Pedeapsa poate fi văzută din mai multe perspective. Am putea să vedem în pedeapsă un semn prin care cel care păcătuiește înțelege că s-a depărtat sau chiar s-a despărțit de Dumnezeu. Un semnal de alarmă pe care Dumnezeu îl trage pentru ca cel păcătos să înțeleagă starea în care a ajuns. Am putea să vedem de asemenea în pedeapsă un rod al păcatului, o consecință a păcatului. Și aici sigur că vorbim despre un proces care ar putea fi văzut în mai multe momente ale desfășurării sale. Punctul de plecare ar fi alăturarea aceasta nefericită între darul lui Dumnezeu, care este fie creația, fie alegerea, fie altceva, și păcatul făpturii, care înseamnă ieșirea din voia lui Dumnezeu sau neascultarea față de Dumnezeu, căutarea unei căi de autorealizare în despărțire față de Dumnezeu. Și atunci când apare această alăturare între dar și păcat, deja avem premisele pedepsei. Urmează, desigur, avertizarea celui care greșește și în fața refuzului acestui avertisment pe care îl dă Dumnezeu prin Sfinții Săi, urmează aplicarea pedepsei, care înseamnă punerea unei stabile în fața păcatului. Iar rezultatul pedepsei, desigur, că poate fi ambivalent în funcție de starea inimii fiecăruia. Pentru unii, pedeapsa este întărirea în răutate, este luarea pe un drum fără de întoarcere a osândei, iar pentru alții, pedeapsa poate fi începutul vindecării. Și sigur că mai putea privi pedeapsa și ca un fel de revelare al lui Dumnezeu către cel păcătos. Este o teofanie adecvată omului păcătos, prin care el poate să îl întâlnească pe Dumnezeu. De aceea, în anumite sau în multe locuri din Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu anunță judecata și pedeapsa, încheie prin cuvintele, atunci vei ști că eu sunt Domnul. Adică înțelegem că este vorba despre o teofanie, o arătare.
prin care cel păcătos, prin pedeapsă, îl poate întâlni pe Dumnezeu. Trebuie să fim atenți și la limbajul pe care îl folosim, pentru că noi vorbim despre lucrările dumnezeiești folosind imagini care corespund unor realități din viața noastră omenească căzută. Și cred că aici avem un astfel de exemplu bun în care încercăm să explicăm acțiunile lui Dumnezeu folosindu-ne de realități omenești pe care le-am experimentat și pe care le cunoaștem, cum ar fi mânia, cum ar fi pedeapsa. Dar să fim de asemenea conștienți de faptul că asemănarea între mânia omenească și mânia dumnezeiască este mult mai mică decât deosebirea dintre ele. Pentru că dacă pentru noi mânia și pedeapsa reprezintă de multe ori un defect pe care îl avem, în ceea ce privește Dumnezeu, acestea sunt o expresie a perfecțiunii sale. Deci nu există nicio fel de contradicție între iubirea sa și mânia sa. Ambele țin de perfecțiunea dumnezeiască. Și desigur că în Sfânta Scriptură vedem că de fapt mânia și pedeapsa nu reprezintă decât un pas intermediar spre mila, care este cuvântul final al lui Dumnezeu pentru cei care doresc să se pocăiască. În orice caz trebuie să ținem cont de faptul că scopul lui Dumnezeu nu este acela de a ne pedepsi, ci de a ne îndrepta pe toți. Așa este. Părinte profesor, vă mulțumim pentru discuția lămuritoare de astăzi și încă de pe acum vă invităm să ne fiți alături și cu altă ocazie. Vă mulțumesc foarte mult și eu. Dragii noștri, sperăm că emisiunea de astăzi v-a fost de un real folos. Vă dau întâlnire și data viitoare aici la Trinitas TV. Până atunci, nu uitați de adresa noastră de e-mail pe care o vedeți afișată pe ecran, unde ne puteți trimite gândurile, mesajele, întrebările, frământările dumneavoastră. Să aveți o săptămână binecuvântată! La revedere!